Marea dilemă etică în ziua de astăzi nu e dacă pui cuțitul de-a dreapta și furculița de-a stânga, ci dacă pui telefonul de-a dreapta sau de-a stânga când stai la masă. Dar paradoxul este că oamenii stau la aceeași masă, dar de fapt mintea lor nu este la cel cu care stau și iau prânz împreună sau cina și chiar în familie, ce e momentul în care aparent mănânc, dar tot interiorul meu e în telefon. Deci acolo e toată viața mea. De altfel, era și o mică glumă, un sketch făcut tot de altfel pe rețelele de socializare, la o masă în care era o familie nobilă, tatăl le-a interzis, când stăm la masă, nu avem voie să ne uităm în telefon, deci interzis total, nu ne uităm la telefon. Și atunci chiar el trebuia cumva, că avea, să zicem așa, avea o muncă destul cu multe responsabilități și mai trebuia să mai răspundă câte la un mesaj. Atunci, cum făcea ca să, la un moment dat, cum făcea? Lua așa șervetul de pe masă, așa șervețelul și se făcea că îl scapă jos. Zice, a căzut jos. Cobora sub masă, scotea telefonul, se uita dacă are vreun mesaj urgent, mai răspundea un ok sau din alea mesaje presetate, te sun mai târziu, revine peste 5 minute, punea telefonul și l-am găsit, îl punea așa, așa. Și la un moment dat a observat el că și soția mai scapă jos. După aia la un moment dat fiul mare, după aia fiul mic, la un moment dat era el așa prins și a făcut și el același gest, din păcate a uitat să ridice, că trebuia să vorbească, să scrie acolo și peste 5-7 minute și-a dat seama că toată familia stă sub masă. Toți sunt telefoane sub masă și răspundeau la mesaje și scriau și-a dat seama ridiculul.